expozițional din România. De data aceasta avem ocazia să vernisăm o expoziție de chitare pe care o datorăm generozității colecționarului Fiorel Cordoș, muzician, interpret și mare iubitor de instrumente muzicale, a cărui colecție se pare că numără de fapt în jur de 150 de instrumente, doar 46 în expoziția noastră de astăzi. O expoziție sub semnul muzicii, sperăm să vă simțiți bine, ne bucurăm că sunt atât de mulți copii la această expoziție, asta înseamnă că ei doresc să învețe să crească și să trăiască sub semnul frumosului. Și se știe că muzica este considerată arta totală, arta supremă. Nu întâmplător, aici în Palatul Bruckenthal, unde se trăiește de secole sub semnul frumosului, sub semnul muzicii, se știe că guvernatorul Bruckenthal era mare admirator al acestei arte, că în Palatul Bruckenthal se interpretau săptămânal, cel puțin de două ori, concerte, că muzeul Bruckenthal păstrează în prezent o valoroasă colecție de instrumente muzicale, chiar dacă este de mici dimensiuni, instrumente cu clape, instrumente de suflat, instrumente cu forți. Pentru mine o femeie rebelă, pentru că eu sunt rebel. Tatăl meu e aici și știe că eu sunt foarte rebel de când m-a făcut. Tot astăzi am realizat și ieri, am stat și m-am gândit că chiar el este cel care m-a creat. Stăteam în dubii, oare el este tatăl meu, dar am descoperit că la amândoi ne plac femeile. Deci chiar ne plac femeile, cu sigură diferență. Eu am două divorțuri și jumătate, pe când el a rămas încă cu mama mea. Cum mi-a venit această idee de a-i spune? Mergând pe centru, că toată ziua sunt pe centru, am descoperit afișul cu expoziție de reptile. Bine. Și atunci am zis, chitara e mai aproape de... De ce să mă bucur numai eu? Eu cânt în fiecare zi aproape la toate. Și zic, trebuie să le mai vadă cineva. Eu nu sunt un om egoist. Și atunci am venit, am bătut la poarta muzeului, am vorbit cu domnul director adjunct și am primit, a fost încântat, pe care m-a pus în legătură cu domnul Sonoc, care pe această cale ți să-i mulțumesc și să-i doresc sănătate și regret pentru tot ce s-a întâmplat la cel din veci. Dacă era un copil, iar am vorbit cu dânsul, putea să fie mort. Dânsul a rămas pentru că a avut o căciulă de bani în cap. După aceea am vorbit cu domnul director general, m-a pus în temă cu doamna Iulia și am găsit, cum să zic, o persoană deosebită care m-a ajutat foarte mult să pun totul la punct. Pentru că v-am spus că nu sunt egoist. Cu timpul vreau să, dacă